Salut! E o zi superbă de sâmbătă, acea sâmbătă de după sosirea Kamala Harris în România, precum știți, vicepreședintele SUA, un om, deci, top 5 mondial, oameni importanți, a venit în România vineri și a plecat tot vineri, lăsând în urmă întrebarea de ce a venit în România. Serios, adică dacă treceți de fanfaronada și lauda, că zici că deci, parcă suntem un mall și a venit să cumpere de la noi Leonardo DiCaprio și a cheltuit 10 milioane de parai. Nimeni nu a spus concret de ce a venit femeia asta aici. Și vă propun că în acest podcast să ridicăm această întrebare în spațiu public. Poate primi răspunsuri și dacă vreunul din voi e capabil de un răspuns foarte bun, eu sunt gata să-i dau un premiu mișto. Fie 100 de lei voucher pe colecționarul.ro, capa, colecționarul cu capa, fie un set complet de cărți, tipul din filme nu există, de pe shop.bogdanstoica.ro. Pentru că eu n-am înțeles de ce a venit Kamala Harris în România. Nu are nicio noimă. În general, la nivelul ăsta de protocol, o vizită de stat, da? Spac în SUA, se pregătește 6 luni, un an. Se e însoțită de semnări de contracte, de delegații, de schimburi, de simpozioane, de o componentă de PR, de una de CSR, adică ori femeia asta ne-am trezit cu ea cu 2 săptămâni că vine în România și a venit în România și a și plecat așa, jap, jap, jap. Ceva, nu că nu e în regulă, e minunat că a venit, dar n-am înțeles de ce. Și o să vă zic ipotezele care îmi trec mie prin cap, vă rog să le ziceți și voi pe ale voastre la comentarii. Și din aceste ipoteze să ne uităm împreună care e cea mai plauzibilă, cea mai logică. Chiar vă rog să vă dați like unul altuia ca să oferim un premiu unei persoane inteligente, cum sper eu că am în lista de view-uri. Și acum contextul, da? Acum vreo 2 săptămâni Kamala Harris a anunțat statul român, deci practic după ce a izbucnit conflictul din Ucraina, aproape imediat a anunțat că vrea să vină încoace. Ok, n-a anunțat data, data s-a anunțat ulterior și se repet, este foarte, foarte rapid, adică de obicei numai Secret Service-ul cere 3 luni de pregătire în sensul ăsta. Da, mă rog, a venit, a venit. E clar că sosirea ei e legată de evoluția din Ucraina, de războiul de acolo, dar totuși și mesajul ei, și prezența ei, și programul ei, rutina, totul a fost destul de misterios. Și avem 3 ipoteze. Pentru că, adică 3 la care m-am gândit eu. Abia aștept să le aud pe ale voastre. 1. Americanii au semnale că această confruntare va dura mult, se va transforma într-un conflict înghețat. Conflict înghețat e atunci când armatele nu se mai împușcă, dar nici nu pleacă de acolo. Crimea e un conflict înghețat. Au venit acolo în 2014 rușii, n-au plecat, tot militarizat, tot Donbassul, la fel, un conflict înghețat și ala. Deci acolo războiul nu s-a terminat. Că a fost armistițiu, că a fost pace, că civilie, dar așa. Și dacă se transformă într-un conflict înghețat, asta înseamnă că Rusia e la frontierele unui stat NATO și noi vom acționa ca orice vameș și vom păzi mai abitir ca înainte. Adică Kamala Harris a venit să explice lui Iohannis noua situație de securitate euroatlantică în care România va avea un cu totul alt rol decât a avut până acum. Varianta 2. Nu o să rămână un conflict înghețat, o să evolueze. Rușii o să mătrășească Ucraina pentru că e logic să câștige, au o armată de 4 ori mai mare și răutatea. NATO nu poate interveni, ca așa e povestea, așa că conflictul într-o formă sau alta se va extinde la un conflict Rusia-NATO și atunci noi suntem în linia întâi. Și atunci totul trebuie schimbat în țara asta la nivel de securitate, organizare, bugetare. E o situație foarte periculoasă, despre care din nou a venit să vorbească cu Iohannis face to face. Și mai avem scenariul 3. Eu mi-aș dori foarte mult să fie scenariul 3. Sunt lucruri care s-au mai petrecut și în trecut, și în al doilea război mondial, inclusiv cu România, adică Mareșalul Antonescu, de exemplu, a avut niște întâlniri secrete despre care s-a aflat după anii 70. Mi-aș dori tare mult ca Kamala Harris să fi venit în România, pentru că România era locul perfect în care cineva poate ajunge foarte repede din Rusia să vorbească cu ea. Cu alte cuvinte, îmi doresc din suflet ca Kamala Harris să se fi întâlnit cu complicitatea președinției României, cu eventualul succesor al lui Putin,
cu oamenii care sunt gata să-l trădeze pe Putin și care au vrut niște garanții că dacă ei fac un demers, America va face anumite demersuri ca situația să nu se destabilizeze și mai tare decât e. Astea sunt cele trei variante la care m-am gândit eu. Mi-ar plăcea să le aud și pe ale voastre. Deci lăsați comentarii cu răspunsul la întrebarea de ce a venit Kamala Harris în România. Mi-ar plăcea să vă comentarii mișto, că de miștouri suntem toți capabili. Și cel mai bun comentariu, așa cum îl văd eu, dar și reacțiile voastre la acel comentariu, se va alege la alegere, fie cu un voucher de 100 de lei pe colecționarul.ro cu capa, fie cu un set de cărți tipul din filme nu există, de pe shop.bogdanstoica.ro.